Mioveniul merge la UTA cu gândul obținerii unui rezultat pozitiv. Argeșenii ar putea specula momentele delicate prin care trece gruparea din Arad. Ca oricare altul din campionat. Noi trebuie să mergem, să încercăm să jucăm, să ne respectăm pe noi, dacă putem să luăm punct sau puncte. Nu ne interesează ce se întâmplă, eu știu, la ei, situația lor. Îmi dați seama, ne depășește. Noi fiind din afară, nu putem să știm lucrurile certe, ce se întâmplă acolo. CS Mioveni rămâne pe locul al doilea în clasamentul din play-out și nu mai poate întâmpina probleme deosebite în confruntările rămase.